de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul să pot suporta. Bună dimineața, oameni buni, în zi de sărbătoare, astăzi schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos pe muntele Tabor, o sărbătoare care în neamț are conotații speciale, să nu uităm de sărbătoarea Muntelui Sfânt al Dacilor, Ceahlău, Cogaionul, Ceahlău, spunem noi. Deci, unde sunt două fenomene unice în acest moment în lume, umbra piramidei și calea cerului, este și ziua hramului Muntelui Ceahlău, da? Singurul munte din România care se pare că are o asemenea sărbătoare religioasă. Apropo de schimbarea la față, lăsând la o parte sărbătoarea de astăzi, cred că e cazul să vorbim tot mai mult, din ce în ce mai mult, despre un alt fel de schimbare, despre o resetare a tot ce înseamnă viață social, economică, politică din România. Și nu numai din România, dar noi ne referim acum la România și de ce nu ne referim la Piatra Neamț. Astăzi este joi și dacă este joi, trebuie să vă spun musai că a apărut Mesagerul de Neamț, încă un număr, 452. Și dacă este joi, îl avem invitat pe domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și dacă este domnul doctor Liviu Harbuz, astăzi trebuie să spunem că este în calitatea de reprezentant al Partidului Pro-România și președinte și candidat al acestui partid pentru primăria, pentru funcția de primar a municipiului Piatra Neamț. Încă o dată, bună dimineața și noua calitate. Bună dimineața, da, nu e o calitate neapărat reprezentativă, mai ales astăzi, pentru că iarăși din nou am această tendință de a renunța la discursul politic, pentru că văd ce se întâmplă apropo de învățământ. Am văzut ieri discursul președintelui, mă îngrijorează foarte tare că noi în continuare dezbatem teme politice în sensul în care suntem într-o logică și într-o retorică electorală, timpul în care, uitați-vă ce se întâmplă cu învățământul, toți avem în program educație. Cu toții vorbim foarte prețios despre educație, dar iată, nu avem timp să dezbatem problema educației. Vorbim de începerea școlii pe 14 septembrie. Mi se pare ușor periculos în momentul în care descentralizarea e bună, dar nu în astfel de situații de criză. Decizia începerii școlii, procedurilor de desfășurare a procesului de învățământ, rămânând la un nivel foarte jos în sensul, nu în sensul, nu e peorativ, nu în sensul rău, dar căzând până la urmă responsabilitatea pe umerii directorilor de școli, a primăriilor, a primarilor. Desigur, sunt convins că oamenii vor lua măsurile cele mai bune pentru începerea și derularea anului școlar, dar cred că răspunderea este mult, mult prea mare. Cred că ar fi trebuit să fie răspunderea Ministerului, a Guvernului și nu scapi de responsabilitate și arunci responsabilitatea pe umerii directorilor de școli. L-am auzit chiar ieri pe inspectorul general al județului Neamț de la învățământ, domnul Brejea, care ne spunea că se vor achiziționa 10.000 de tablete. Ok, e foarte bine, e important să asigurăm infrastructura pentru derularea învățământului de la distanță, dar credeți-mă că nu este suficient. Eu cred că e foarte importantă curricula în sensul în care se vor stabili proceduri, termene, intervale, cum se va preda, cum vor fi copiii supravegheați acasă, pentru că mulți părinți vor merge la muncă și vor fi nevoiți să, în această situație să stea cu copiii acasă. Eu cred că ar fi mai oportun decât o dezbatere electorală, o dezbatere pe tema învățământului, o dezbatere la care să participe profesorii, cadrele didactice, în general părinții și copiii. Cred că ar fi mult mai eficient. Haideți să vedem
cu ce soluții vin politicienii. Haideți să vedem care sunt problemele reale cu care se confruntă educația în acest moment de pandemie. S-au dat tot felul de cifre, de algoritmi, s-au dat chiar și zone colorate, zona verde, zona galbenă, zona roșie, de la 1, 2, 3 cazuri la 1000 de locuitori. Adică eu cred că lucrurile scapă de sub control și dacă vom gândi momentele de criză, gestionarea crizei într-o logică electorală este foarte grav. În sensul în care, uitați-vă, avem timp să discutăm doar despre alegeri, dar nu vorbim despre cel mai important element care, repet, este în programul fiecărui politician. Educația. Este oare doar la nivel declarativ? Haideți să vă spun ceva. Zilele astea, deci am stat de vorbă chiar aseară cu mai mulți profesori care m-au întrebat așa. Bun, la noi, la o școală în care avem 1200 de copii, cum se va lucra cu copiii respectivi, pentru că orice director de școală ar fi, chiar Superman să fie, nu are cum să împartă spațiul existent la efective de clasă de 10-15 elevi. Apropo, ați auzit ceva de efective mai mici? Care să... Nu. Eu n-am auzit de așa ceva. Este prevăzut în noua lege a învățământului, dar n-a fost pus în aplicare nici acum. Numărul de copii maxim acceptat în clasă, el este la nivel de 24-25 de copii. Dar în acest moment suntem nevoiți să selectăm copiii, mă refer la director. Asta întreb și eu. Care sunt criteriile pe care unii vin la școală și alții învață de acasă? Cred că e un criteriu discriminatoriu, iar atunci când vorbim de învățământ, vorbim de liber acces la educație și vorbim, desigur, obligatoriu despre echitate în sistemul de învățământ. Nu știu cum vor gestiona acest lucru. Și, repet, nu poți lăsa responsabilitatea pe umerii directorilor de școli, a primarilor, pentru că vom vedea ulterior, desigur, pe aceleași criterii, pentru că vorbim mereu de politizare și politizare, vom vedea cum vor fi judecați acești oameni și poate uneori sancționați pentru că nu reușesc să structureze foarte bine acest sistem de școală de la distanță. Am auzit tot felul de năzbâtii. De exemplu, se va lucra în felul următor. Profesorul vine, lucrează 4 ore dimineața și 4 ore după amiaza, cu o pauză de 2 ore. Cum? Mai există un aspect. Gândiți-vă la profesorii care fac parte din categoria de risc. Profesori avem care, profesori peste care 60 au comorbidități. Nu neapărat peste 60 de ani, mai tine, dar da. Comorbidități. Vor fi copii cu probleme care vor face parte din categoria de risc. Cum vor fi gestionați? Cum vor împărți? Dar eu vă întreb altceva. Credeți că corpul didactic, în momentul de față, mă gândeam la Casa Corpului Didactic care a dat mari personalități. Corpul didactic, metodiștii, ar trebui să stabilească efectiv pe fiecare oră care este metodologia și cum va funcționa acest sistem. Pentru că riscăm să producem discriminări foarte mari între categorie de copii, cei care vin la școală fizic, cei care rămân acasă. Eu cred că trebuia făcut o analiză de impact individuală în fiecare școală. Fiecare școală ar trebui să vină cu un program, să vină cu date. Nicăieri în lumea asta, fără o analiză de risc, nu te implici într-un astfel de proiect experimental, pentru că el este încă experimental în România. Învățământul online încă este într-o fază de experiment. Vă aduceți aminte la dumneavoastră aici în studio, vorbeam despre, dumneavoastră îmi spuneați, credeți că în toamnă vor mai fi, va mai exista învățământul online? Și eu vă spuneam că da, pentru că este un experiment, pentru că în continuare vorbim despre, știți că un om moare la fiecare 15 secunde, un om în lume, un om moare de COVID? La 15 secunde, acesta. În acest moment. Despre asta vorbim.
Nu trebuie să ne uităm neapărat la numărul de cazuri, 1300 de cazuri de îmbolnăviri pe zi. Nu, trebuie să ne uităm la supraîncărcarea, colmatarea sistemului de sănătate în ATI-uri. Deci atunci când vorbim de terapie intensivă, uitați-vă ce se întâmplă. Cred că acesta ar trebui să fie, la acest număr ar trebui să ne raportăm în această perioadă. Eu cred că dacă aseară președintele României a ieșit și a spus lucrul acesta, cineva l-a informat că în județe profesorii au fost în perioada verii nu instruiți, ci chemați să se familiarizeze cu noul tip de predare online. Din păcate, eu n-am auzit nu-i ca adevărat. Lucrul acesta nu e adevărat. Eu am întrebat și chiar la un moment dat, în perioada preelectorală, când eu încă făceam presă, l-am avut invitat pe domnul inspector școlar general, domnul Breja, și cu un nod în gât, dânsul mi-a spus că încă nu suntem pregătiți, nu avem infrastructura, nu avem încă instruirea profesorilor aici în acest sens. Aici este o problemă fundamentală. Iar eu spuneam atunci și susțin în continuare că nu au nicio vină profesorii. Până la urmă ei fac niște eforturi, dar aceste eforturi trebuie să fie coordonate, ele trebuie să fie dozate de către un sistem care face analiză, care monitorizează. Unde este acel sistem care evaluează, monitorizează, implementează noile proceduri? Există așa ceva? Eu aș fi așteptat ca zilele astea să am o cerere venită dinspre zona inspectoratului școlar, care să spună, domne, uite, vreau să vin într-o emisiune, într-o serie de emisiuni și să lămurim pentru toată lumea ce se va întâmpla. Dar nu sunt lămuriți ei în momentul acesta. Absolut. Ce să lămurească pe altcineva? Oamenii sunt total bulversați, nu înțeleg și repet, mie mi-este frică de aruncarea răspunderii de la nivel guvernamental, la nivel local, într-o descentralizare forțată care nu are nicio garanție a succesului în sistemul de educație. Acest lucru este foarte grav. Repet, vorbim de educație, prioritate națională. Și ce facem noi? Noi vorbim despre campania electorală, despre programe electorale, confruntări electorale, confruntări în partide. Eu sunt dispus și provoc contra candidații mei la primăria Piatra Neamț la o discuție aplicată, la o dezbatere, cum reușim să introducem proceduri pentru a funcționa sistemul de educație. Dacă dumneavoastră faceți această provocare, eu spun așa, pentru sâmbăta viitoare, nu sâmbăta aceasta, eu invit toți candidații și părinții, doresc, avem nevoie de reprezentanții părinților, care doresc să facem această dezbatere, fie pe Skype, care nu vor să vină, noi aici avem un spațiu generos și putem să asigurăm distanțarea pentru toți. Dar și în aer liber. Mă gândesc la curtea unei școli, a unui liceu. Deci, sunt lucruri obligatorii. Trebuie să dezbatem. Vorbim mereu că noi vom face, vom drege, dar fugim de dezbaterea realității. Avem nevoie să aducem realitatea în dezbatere. Nu doar cum o să facem noi parcuri industriale, cum o să asfaltăm și cum o să facem autostrăzi. Oamenii cred că s-au săturat. Oamenii au probleme mici, imediate. Vă citez. Astăzi avem în Mesagerul un mic portret, de fapt e prea mult spus portret, un omagiu pe care îl aducem noi, așa, ne scoatem pălăria în fața unui profesor, Dorel Haralamb, de la liceu. De la Petru Rareș. Și pe finalul materialului avem următoarea frază. Cu toate că mai putea predea încă 2 ani, ieșirea la pensia profesorului ține de modul cum sistemul își protejează dascării în aceste vremuri umbrite de coronavirus. Exact despre ce. Dacă va fi online, voi mai preda. Normal ar fi fost ca în perioada aceasta, și acesta este un lucru din lucrurile care m-au supărat foarte tare, totul să fie pregătit, nu discutat. Spune asta un om care, pentru care învățământul a fost viața lui. Și este viața lui. Trebuiau investiții în formarea profesorilor, trebuiau gândite platforme simple. Tot. Profesorul să aibă timp să-și pregătească calitatea lecțiilor, nu să se gândească la câte operațiuni are de făcut pe calculator în momentul în care predă. O lecție este un spectacol. Trebuie să captivezi audiența, nu te poți duce cu același stil de lecție la toate clasele.
Eu aveam o vorbă, nu transformați profesorii în operatori. Deci eu cred că e sinteza. Asta spune domnul profesor. Nu transformați profesorii în operatori. Adică nu mă... Pentru că dincolo de lecții, de orele fizice în clasă, unde în această perioadă elevii pierd foarte mult, pierd chimia aia care se formează între profesor, între elev, învățător, profesor, lucruri esențiale pentru dezvoltarea normală, chiar și fizică, nu numai intelectuală a unui copil. Vorbim aici de comunicare, care dispare în momentul în care ești în spatele calculatorului, dar ne confruntăm cu o situație specială, avem nevoie de măsuri speciale. Dar unde e analiza de risc? Unde este strategia pentru a implementa acest sistem? Noi implementăm doar ca să implementăm. Nu ne gândim la drama fiecăruia în parte. Ăsta este motivul pentru care eu cred că trebuie să ascultăm părerea părinților, copiilor și mai ales a profesorilor. Pentru că profesorii, gândiți-vă la cei peste 55 de ani, să zicem, între 55 și 65, nu mai au acuitatea pe care o aveau apropo de sisteme. Eu nu zic că sunt oameni și de 70 de ani care se descurcă foarte bine în zona IT. Dar poate că unii nu. N-aș vrea să-i văd pe acești profesori care sunt, așa cum vorbeam și de domnul profesor și alți profesori, pasionat, de mare calitate, exact, pasionați de educație, care și-au dedicat viața educației, acum să fie arătați cu degetul că n-au știut să apese o tastă. Ei nu sunt operatori. Aici e problema. Păi despre asta este problema. Adică nu poți să evaluezi astăzi un profesor după modul în care operează un calculator. El ar trebui să aibă libertatea să poată preda pe o platformă existentă. Absolut. Aceste platforme ar trebui să fie generate de către metodiști, de către specialiști. Eu cred că inspectoratul ar fi trebuit să vină cu aceste platforme preconfigurate, pe care profesorul, desigur, după o perioadă de training, să poată să acționeze. Dar și aceste platforme. Aici știți bine că vorbim de parte de content, de parte de formă, de parte de generare de sistem. Contentul este foarte, conținutul este foarte important. Iar acest conținut nu poate fi făcut fără profesor. Asta este în mod sigur. Iar impactul asupra copiilor care au învățat de la distanță este cel mai bine cunoscut și prezentat de părinți. Părinții s-au confruntat cu niște situații speciale, cu o experiență nouă în acest sistem în care noi încă bâșbâim învățământul online. De ce să ne ascultăm pe părinți? Să vedem cu ce s-au confruntat. Eu vreau să întreb unde sunt psihologii, pedagogii care ar trebui să analizeze comportamentul, descrierea comportamentului preluat de la părinți. Părinții să vină să se plângă cu ce s-au confruntat în această perioadă. Nu poți perfecta un sistem sau nici măcar să-l faci funcțional, că de perfecta nici vorbă, fără să ai datele elementare ale funcționării unui sistem. Da, și haideți să facem un exercițiu de imaginație. E clar că în septembrie va fi un fiasco. Îmi pare rău, dar din ultima perioadă numai exerciții de imaginație facem. Da. Nu mai e nimic real. Păi se pare că nu mai e nimic real. Facem un exercițiu de imaginație să ne gândim acum cum ar putea să funcționeze acest sistem într-un oraș ca Piatra Neamț. Nu discut de județ, deși în mod normal lucrurile ar fi gândite... Păi nu cred să foarte simple. Avem instituții, cel puțin teoretic. Avem specialiști, cel puțin teoretic. Părinți avem pe cale naturală, copii avem pe cale naturală. Eu cred că avem ceea ce se cheamă casa corpului didactic, da? Avem unde există metodiști. Metodiștii, ani de zile, unii dintre ei chiar s-au dedicat și au muncit, alții și-au găsit doar niște sinecuri de a lucra într-un inspectorat. Să fim cinstiți, pentru că metodele de predare, metodele de pentru unii au fost doar copy-paste. Haideți să ne uităm puțin ce se întâmplă și în întreaga lume. Haideți să ne uităm la învățământul american, la învățământul european, ce se întâmplă în Franța, ce se întâmplă în Germania. Nu suntem izolați pe lumea asta. Haideți să luăm din experiența tuturor.
acești metodiști, așa cum spuneam, trebuie să facă o metodă. Metoda trebuie transpusă într-un sistem IT, într-o platformă. Acest lucru nu se poate face decât în colaborare. Metodiști, profesori, părinți, copii. Repet, trebuie să ai într-un sistem toți actorii prezenți și să monitorizezi și să extragi date de la toți actorii din sistem. Nu merge chestia asta doar profesorii sau doar metodiștii sau doar părinții sau doar elevii. Nu funcționează. Să vă spun ceva. Știți ce înseamnă? Avem instituții? Da, le avem. Dar știți câți oameni lucrează la Casa Corpului Didactic în momentul acesta? Nu știu de câte știu eu, erau peste 100. Fai de mine! La Casa Corpului Didactic nu știu dacă sunt 7 angajați în momentul acesta. Eu știu câte posturi erau și... Deci nu, deci vă spun, deci lucrurile s-au degradat la nivelul... Nu pot fi doar 7 angajați. Deci vă garantez, dar acum o sun în direct pe doamna Banu, dacă reușesc, doamna directoare Banu. Deci chiar sunt deci eu știu că în momentul acesta, pe lângă metodiștii cu care lucrează în colaborare... A, vorbim și de... pentru că au și contracte de colaborare, exact, au part-time, full-time... Dar da, eu vorbesc cu oamenii care sunt angajați acolo, încât te știu, e director, da, doi metodiști, păi da, dar o secretară... Păi da, nu poate să fie un director cu 7 deci cam așa oameni e în sistem. Deci chiar, da, sunt curios. La nivel de 7 oameni vorbim despre nici măcar un serviciu, despre un birou, adică 5 formează un birou. Deci dacă doamna Banu se uită, că eu știu sigur că dânsa este unul din fanii noștri, o rog să mă contacteze. Dar chiar foarte interesant să vorbim cu doamna Banu, pentru că doamna Banu ne spune cu ce ne poate spune cu ce se confruntă. Dacă reușesc, eu încerc, asta este o emisiune... Bun, dar insist și repet, este foarte important să aflăm părerea părinților. Părinții trebuie să vină să ne spună ce experiențe au trăit cu copiii în perioada asta. Chiar copiii, să nu ne ferim... Bună să... dimineața! Bună dimineața, doamna director! Doamna Banu Gabriela de la Casa Corpului Didactic. Am o rugăminte la dumneavoastră, am o controversă aici cu domnul Liviu Harbuz. Câți angajați are Casa Corpului Didactic în acest moment? În acest moment, cu tot cu mine, 10, din care 2 sunt cu jumătate de normă. Deci, ați văzut, domnul doctor, 10 angajați pe Casa Corpului Didactic. Nu, așa e. Și da. Noi discutăm acum despre începutul anului școlar. Dar cum să nu? Domnul Liviu Harbuz intră și el cu dumneavoastră în direct, dacă... Da. Nu e nicio problemă. Să rămână... Bună dimineața, domnul Arbuz. De fapt, eu m-am transformat în avocatul dumneavoastră a cadrelor didactice, a profesorilor, pentru că, spuneți-mi, nu vă este foarte greu în acest moment să derulați la nivel de descentralizare, adică fiecare director să decidă soarta elevilor începând de pe 14 septembrie, este sistemul pregătit? Dumneavoastră mă puneți, eu la momentul ăsta sunt directorul Casei Corpului Didactic, unde ne ocupăm cu activitatea de formare și chiar în această perioadă derulăm programe de formare online tocmai pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea posibilității deschiderii anului școlar cu învățământul online și avem în derulare din toată vara cursuri și tot ținem cursuri de formare pentru toți cei interesați, pentru toată lumea, toate categoriile, astfel încât să fim cât mai pregătiți. Mă iertați, doamna profesor, pentru cei interesați, nu e obligatoriu pentru toate cadrele didactice? Obligatoriu, dar uneori știți cum cei mai interesați sunt primii care se înscriu, după care, bineînțeles că, având mai multe programe, apelăm și la cei care sunt mai puțin interesați. Am făcut publicitate, am mers pe fiecare școală, am apelat la fiecare unitate școlară, la director, la tot ce am avut bază de date, astfel încât să avem, chiar derulăm și avem succes, că sunt cursuri la care chiar câteva serii, nici nu avem locuri, pentru că și aici e limitat, și la învățământul nu ni se permit prea mult, că nu aveam acces online la o posibilitatea de a face cu sute de persoane odată. Dar încet, încet, eu zic că vara asta am cam pregătit ce era de pregătit din punct de vedere a formării
Așa, acum, relegat de baza materială, fiecare școală va hotărâ, fiecare localitate, bineînțeles că și școli împreună cu consiliile locale, că aici există un parteneriat. Nu putem. Bun, partea de rețea, software și hardware nu este, să zicem că ea este rezolvată, deci încă nu e rezolvată. Dar întrebarea mea este, ați consultat, există un sistem de consultare a părinților care au acumulat niște experiențe în perioada de învățământ online experimental, până la urmă, pentru că e prima dată când ne-am confruntat cu învățământul online. Da, e. Aici legat de părinți trebuie să discutat mai mult cu școala, fiecare, adică unitățile școlare. Noi la nivelul instituției la care sunt de câteva luni, nu avem programe pentru părinți. Pregătim pentru cadrele didactice, pentru parteneriatul cu părinții, dar nu avem. Dar când generați metode și platforme, nu aveți și date care vă vin de la părinți, pentru că până la urmă, ceea ce dumneavoastră faceți, trainingul profesorilor, se răsfrânge în sistemul de învățământ. N-ar trebui să aveți date de la părinți apropo de impactul metodelor și platformelor pe care dumneavoastră le transmiteți profesorilor? Da, să știți că ideea este bună, o avem și noi, dar deocamdată, fiindcă așa sunt constituite Casa Corpului Didactic, aceste instituții se adresează pregătirii și perfecționării cadrelor didactice și a personalului auxiliar din unitățile de învățământ. În perspectiva, am gândit, deci cursurile sunt gândite pentru pregătirea cadrelor didactice cu parteneriatul cu părinți, dar noi nu putem deocamdată să ne adresăm. Asta nu înseamnă că nu primim idei, nu primim posibilitatea de a fi, nu știu, în legătură cu părinții, dar deocamdată nu avem. De ce vă întreb asta? Pentru că dumneavoastră, până la urmă, lucrați mai mult teoretic, să zicem. Dar trebuie să aveți și feedback-ul de la perioada în care copiii au învățat în sistem online. Avem pentru înțeles. Toate astea, toate cursurile care le facem, se fac în urma aplicării unor chestionare, pentru că nici noi, atât inspectoratul, cât și Casa Corpului Didactic, aceste, activități de formare sunt pregătite pe baza unor nevoi de formare, că nu stau eu. Bine, și noi toți cei care suntem, că și eu la Casa Corpului Didactic sunt, dar asta nu înseamnă că nu am experiență, că am trecut și eu prin învățământul online. Că eram în perioada aia profesor care pregăteam elevi online, că asta e. Așa ne-a prins. Dar asta nu înseamnă că nu am experiența practică. La momentul ăsta pregătesc teoretic, pentru că asta e, toate cursurile se fac online, teoretic, dar asta, eu nu sunt ruptă de realitate și nici colegii mei. Bineînțeles că tot timpul, tot ce facem, e legat de nevoia profesorului, a școlii și tot. Nu le facem noi, gândim peste noapte ceva teorie și gata, punem în practică. Ar fi minunat să fie legat de nevoia copiilor. Copiii, dar fiecare profesor tot de la nevoia de a fi mai aproape de copil pleacă, pentru că noi atunci când vorbim cu colegii noștri, aplicăm chestionare, discutăm cu ei, pentru că zilnic avem colegi care și trec, nu numai pe platformă ne scriu, chiar trec pe aici, discutăm asta, ce cursuri mai e nevoie, de ce ar fi nevoie ca să fim mai aproape și să-l facem pe copil, cum să zic, să aplicăm partea noastră de teorie cât mai mult spre nevoia copilului, da. Da, asta e. Deci, doamna Banu, spuneți-mi un pic, da. În vara aceasta câți profesori s-au instruit la dumneavoastră și din ce zonă învățământul? Din tot județul avem, cum să zic, câte 7 cursuri, 10, 13. De exemplu, în luna iulie am avut 13 cursuri. Permite, dar la care am avut grupe pe tot județul. Deci la un curs am avut pe zona Bicaz, pentru că noi avem centre în Bicaz, Roman, Rosnov, Târgu Neamț. Deci centrele noastre ale Casei Corpului Didactic cu formatori pe zonele respective. Am înțeles. Dar un curs am mers cu mai multe grupe odată. Haideți să încercăm să facem un procent. Cam cât dintre profesorii din Neamț, și vorbesc aici, Au 4.000 și ceva, da, aveam la un moment dat că am lucrat și pe asta, dar nu spune, știu dacă jumătate dintre ei? Mai mult de jumătate.
Bine, păi, numai, păi cursurile online se țin din martie. Eu acum recunosc că am venit în iunie, dar ca bază de date am și ce s-a derulat înainte de a veni eu la Casa Corpului Didactic. Am înțeles. N-am rupt. Deci eu zic că mai bine de jumătate din colegii noștri și dacă o să-mi permiteți, eu pot să dau și date exacte, dar trebuie să vă aștept într-o... Doamna Banu, vă aștept cu mare drag într-o emisiune, eventual împreună cu inspectorul școlar general, să dezbatem această problemă. Și copii cu mare drag. Bine, vă mulțumesc tare mult. Cu mare drag și o zi bună. Numai bine. Gândiți-vă cât țipăm noi și luptăm de ani de zile cu fenomenul de politizare a sistemului. Politizare inclusiv a ceea ce înseamnă educație. Ieri îl auzeam pe domnul Obreja, care este inspectorul general de învățământ al județului Neamț, împreună cu domnul Panaite, cred, da, erau împreună. Domnul Panaite... Vasile Panaite, fostul prefect PSD. Da. Sau prefectul nu are culoare politică, mă scuzați. Dar era în guvernarea PSD. Deci, toți prefecții sunt perfecți, deci ei nu pot avea culoare. Dar nu asumați. Da. Da. Și îmi spunea acum că dacă cu siguranță candidatul PNL pentru primăria Piatra Neamț va ieși primar, domnul Dragoș Chitic va fi, pentru că este cel mai bun pentru această funcție, administrator public sau ceea ce se cheamă city manager. Dom'le, aș vrea să le spun că acest post se ocupă prin concurs. Cine deci, a spus că nu se ocupă prin concurs? Un concurs aranjat, înțeleg. Nu, un concurs de prejurări. Cum poți să vii într-o campanie electorală să spui că omul care va ocupa acea funcție, care e o funcție care se ocupă prin... Despre ce vorbim? Și noi ne lăudăm că să depolitizăm sistemul administrativ când tu a priori că ai stabilit cine va câștiga concursul. Oamenii nu-și dau seama prin vorbe mari își demască intențiile politice meschine. Pentru că până la urmă numirile politice, incompetența au dus la ceea ce suntem astăzi. Iar în educație cred că ar fi ultimul domeniu în care factorul politic să conteze la numiri și la ocuparea posturilor. Pot să înțeleg factorul politic să se implice pentru o mai bună calitate a sistemului de educație. Asta ar trebui să facă astăzi. Ați auzit ce ne-a spus doamna șefa corpului didactic? Doamna Banu. Doamna Banu. Ne-a spus că unii au participat care au vrut. E opțional? Cei care n-au participat, cum vor fi eficienți în procesul de învățământ? Cum adică e opțional? Aici vorbim de cine vrea participă, cine nu vrea. Gândiți-vă ce va însemna decizia primarilor. Gândiți-vă că vor fi primari care vor acționa poate sub, fie la comandă politică, fie sub presiunea părinților mai vocali. Pentru că există în acest moment o categorie de părinți foarte vocali, pe bună dreptate, care vor spune, dom'le, eu nu vreau aia, nu vreau aia. Dacă nu va avea capacitate de decizie, cel care va decide, fie primar, fie director de școală, vom avea o mare problemă și o mare răspundere pentru copii. Haideți să coborâm în lumea reală. Păi asta despre, e lumea reală. Dumneavoastră vorbiți despre hai să nu mai avem decizie politică în învățământ. Păi vă spun eu cum a fost. Concursurile pentru director s-au făcut în așa fel încât un cuvânt extrem de important, de cele mai multe ori decisiv, îl aveau reprezentanții UAT-urilor în concurs. Cine erau acești reprezentanți? Îi trimitea primarul și spunea, bă, tu votezi din aia doi cu ăla. Nu-l interesa ce program sau ce proiect are unul sau celălalt dintre candidați. Nu, tu votezi cu ăla. Și s-au întâmplat lucruri aberante la aceste concursuri. La vremea aceea am scris. Despre ce vorbim aici? Până când nu tăiem de la... Până nu ne schimbăm cu totul, că e tot schimbarea la față. Până nu ne schimbăm ca mentalitate, ca mod de abordare a problemelor. Nu avem nicio șansă. Și e vina dumneavoastră că am primit mesaje, ați deschis tema asta cu învățământul. Deci uitați ce spune lumea. Ar trebui o vacanță de 2-3 ani pentru copii ca sistemul să poată adapta noilor situații.
Și mie mi se pare o atitudine... E tragicomedie. Deci, ca să adaptezi sistemul ăsta închilozat la ceva eficient, 2-3 ani, hai să spunem, poate 2 ani, da. Repet, noi aici în emisiune am vorbit despre prelungirea sistemului de învățământ online. Și am vorbit în martie-aprilie. În martie-aprilie. Și am spus, școala nu va începe, va fi pandemie în continuare, pentru că mai citim și noi și altceva, nu doar scânteia tineretului. Alexandru Florea, ce întrebare, apropo de cum percep părinții și ce vor părinții. Ce se întâmplă atunci când într-o familie lucrează ambii părinți? Păi asta am spus și eu. Cum vor învăța copiii singuri acasă? Exact asta am spus mai devreme. Copii de gimnaziu? Exact, da. Despre asta vorbim. Da. Gândiți-vă ce înseamnă pentru clasele 1-4 pentru părinți să-și lase copiii singuri acasă. Este o problemă care trebuie rezolvată. Am înțeles că vor să aloce o sumă pentru bonă. Ok, dar dacă n-ai bonă, nu găsești bonă. Că piața asta este o piață foarte ciudată. Și acum e greu să aduci și din altă parte. Deci e complicat. Din Germania, de la Căpșuni. Da. Remarcă, părinții de-abia se înțeleg ce parchet să mai pună în case. Apropo de ce vorbeam eu zilele trecute. Necesitatea ca să nu ne mai mințim. Și spunea cineva aici în emisiune. Și rolul psihologilor, gândiți-vă câte probleme au fost în familie. A crescut violența domestică. Gândiți-vă ce tensiuni au fost în perioada asta de claustrare. Oamenii sunt deprimați. Deja au problemele economice, că își pierd locurile de muncă. Gândiți-vă doi oameni care lucrează în Horeca astăzi, adică au un copil, restaurante, dacă au un singur avantaj, că pot sta cu copilul acasă, dar ce îi dau de mâncare? Aveți dreptate, vi se spune, dar nu credeți că este prea târziu pentru implementarea unui sistem informatic conform metodelor de predare pentru anul niciodată acesta? Niciodată nu este pentru prea anul acesta, târziu. Pentru anul acesta școlar. Trebuie să facă eforturi, pentru că răspunderea e mult prea mare. Nu poți să spui despre copii și învățământ că e prea târziu. Ca și cum ai sacrifica o generație pentru că e prea târziu. Trebuie să se mobilizeze, să lucreze la nu asta. Nu credeți că practic ar fi trebuit acest lucru să fie deja pregătit? Păi despre asta vorbeam, dar asta ați auzit ce ne-a spus doamna profesor. Învățământul, pregătirea, trăinuirea profesorilor a fost opțională. Adică unii au participat, alții nu. Asta este o lipsă de responsabilitate. Eu ce fac dacă cel care va decide când începe școala n-a participat la Casa Corpului Didactic la acest training? Cum va evalua, cum va judeca și cum va decide? Adică directorul de școală. Directorul de școală. Ce se va întâmpla? Pentru că n-au participat toți, da? Cum va decide? În cunoștință de cauză? Pe criterii politice? Pe criterii de cumetrie în comună? Adică chiar ne jucăm cu viitorul? Toți batem cu pumnul în masă. Educație, sănătate. Ce facem cu educația în acest moment? O pasăm răspunderea. Da, ce am făcut? Nu v-a dat cu nimica. Vi se ridică o minge la fileu. Cum va funcționa, cum va arăta o școală în orașul Lego, mă rog, într-o eventuală stare de urgență. Aici cred că este o chestie de percepție. Școala funcționează ca școală, nu neapărat în orașul Lego, dar... Stați puțin, că ați zis o chestie foarte interesantă. Școala funcționează ca școală. Gândiți-vă că eu și generațiile noastre și încă 10 generații care vin după noi trecem pe lângă școală cu mare emoție. Eu am terminat școala 3, da? Școala numărul 3. Trec în fiecare zi, dar nu pot să nu mă uit la geamul clasei unde am învățat. Copiii care vor învăța online vor mai avea oare sentimentul ăsta? Eu am învățat la școala 3, aia a fost clasa mea. Gândiți-vă cum se schimbă lumea și psihologia. Dar dacă vorbim despre școala Lego, în primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că sistemul Lego este un sistem de educație în primul rând. Iar el este bazat pe laboratoare de inovare, cercetare pentru dezvoltarea psihică și fizică a copilului, mai mult și pe sistemul IT. Deci școala va funcționa foarte bine în sistemul Lego, pentru că se bazează pe cunoștințe de ceea ce înseamnă digitalizare, informatizare. Dar tocmai asta vine să facă școala Lego, să nu transforme un copil într-un robot.
să dezvolte educația pe principiul joacă, joacă-te, joacă-te, dar joacă-te serios. Joacă-te creativ. Joacă-te creativ. Aici este. O să-l rog pe colegul să ne pună două, trei imagini pe care le avem dintr-o zonă aceasta a unui oraș Lego. E propriu numit spus oraș Lego. Oraș care promovează un concept, se dezvoltează. Este vorba despre un oraș branduit exact, care atrage atenția întregii Europe și nu numai. Te rog să-mi dai imaginea întreagă. Bun, aici sunt parcurile tematice. Pe asta vreau să arăt. Uitați acolo. Deci este o imagine a unui loc în care sunt niște mașinuțe, mi se pare electrice. Trebuie să-mi pun ochelarii. Da, sunt mașinuțe electrice, într-adevăr. Este, aici sunt parcurile tematice, așa cum le-am propus eu în Piatra Neamț. Patru parcuri tematice. Unul care este Miniland-ul cu reproduceri și... aici avem sistemul Miniland, aici este Aqualand-ul, pe care eu îl gândesc pe Bâtca Doamnei, ar fi foarte bine de poziționat pe Bâtca Doamnei, unde nu este folosit la întreaga capacitate, potențialul turistic de pe Bâtca Doamnei. Aici este Miniland-ul, vedeți, sunt replici a unor clădiri celebre, istorice, arhitectonice din întreaga lume. Copiii vor putea învăța istoria, geografia prin acest sistem. Este al patrulea parc tematic pe care eu l-am gândit pe Albia Râului Cuiești, pe o placă care va acoperi va continua Cuieștiul această, da. Și va fi un loc pietonal pentru așa ceva. Acesta este un fel de Dino Park, să-i spunem, care va fi pe muntele Cozla. Și, desigur, al patrulea, cel care se referă la Aero, un parc tematic care va fi în zona izvoare. Dar aș vrea, dincolo de asta, aș vrea să vă spun că în fiecare școală va exista un laborator de inovare, cercetare, de IT pentru copii în sistemul Lego. Adică el combină partea virtuală cu partea reală. Adică e on și offline într-un sistem integrat, care este foarte important pentru educația copiilor. Eu ce vreau să spun? Eu sunt mai pragmatic. Nu? Deci aceste patru parcuri propuse de dumneavoastră tematice vor fi patru zone de interes diferite. Dar care vor fi integrate. Integrate. În oraș, cu sisteme Lego în deci, ceea ce înseamnă fațade, unele fațade de clădiri. Școlile pot fi dezvoltate arhitectonic pe baza cărămizilor Lego. Adică va fi un oraș colorat și fericit. Și nu se va mai pune problema sâmbătă, duminica să te gândești unde mergi cu copilul. Nu. Problema va fi că vom avea, așa cum au cele două orășele mici, cel din Germania și cel din Danemarca, peste 1.200.000 sau 1.600.000, că e diferență între cele două orășele, identice cu Piatra Neamțul, chiar mai mici decât Piatra Neamțul, vor fi peste 1.200.000 de vizitatori pe an. Gândiți-vă ce aport își vor aduce acești oameni la bugetul orașului, la dezvoltarea orașului. Dar, domnul Bălănescu, aș vrea să vă spun, acest proiect este un proiect pe termen lung. Eu nu pot să spun că acest proiect va fi făcut într-un an. El va fi poate făcut într-un mandat, poate va fi făcut în două mandate, poate va fi făcut în trei mandate la nivelul la care există, de exemplu, la New York sau în Beijing sau în alte țări. Dar trebuie început, trebuie făcut. Desigur, eu mă voi adresa în primul rând problemelor imediate. Asta înseamnă pârtia de schi care trebuia să devină pârtie artificială de acum 6 ani. Pentru că s-a demonstrat, este inutilă. Zona Cozla. Zona Cozla poate fi un aventura parc mâine. Uitați-vă, deci lumea trebuie să înțeleagă că eu nu sunt vreun geniu. Vin cu lucruri deja verificate. Vin cu proiecte care funcționează. De exemplu, vorbeam de rețeaua de încredere și vă povesteam asta... înainte de a începe emisiunea. Rețeaua de încredere este, cu mâinile curate vom dezvolta rețeaua de încredere. Rețeaua de încredere este o aplicație care funcționează în Barcelona de peste 7 ani. Este un sistem în care avem grijă de vârsta a treia, de seniori, în care toată rețeaua este legată, desigur, prin terminale mobile, monitorizată, sistemul în care
avem grijă de bătrânii care sunt singuri, care sunt izolați, pentru că avem din ce în ce mai multe cazuri în care persoanele în vârstă decedează și sunt găsite după 6-7 zile în casă, pentru că sunt singuri, nu au pe nimeni. Ei măcar să primească un telefon pe zi în această rețea. La două zile primim câte o comunicare de genul acesta pe rețeaua ISU, deci intervenție la apartamentul nu știu care. Din păcate, este persoana sinistru. Noi vorbim de incluziune socială. Oamenii ăștia sunt în afara societății, sunt izolați. Trebuie să avem grijă de ei, trebuie să comunicăm cu ei. În această rețea, cineva îi face cumpărăturile. Și desigur, voluntari. Sunt o groază de tineri, am vorbit cu ei. Pot să-l sun pe Gheorghe în fiecare zi la telefon. Poți trei zile tu, trei zile altcineva. Este un sistem care funcționează în Spania impecabil. De ce să nu aducem sistemele verificate? Sunt și la noi în câteva localități. Da, există. Bine. Nu la nivelul acela. Adică nu este o aplicație integrată, funcțională. Și, avem de și rolul primăriei care ar fi în această rețea de încredere? Rolul primăriei este să organizeze, să achiziționeze această aplicație, să implementeze și să monitorizeze. Mai ales că primăria poate accesa fonduri europene astăzi. Deci acest proiect se putea face de acum 4-5 luni, astăzi, mâine. Dar nimeni n-a fost interesat să facă așa ceva. Facem litere volumetrice ca să scrim Piatra Neamț pe pietricica. Atât a mai rămas, ăsta e proiectul de suflet al fostului cel mai bun viceprimar. Deci, întrebare de la un fost invitat de la zile trecute, domnul Moroșanu. Vă rog să ne spuneți cum oră vor ajunge turiștii la Piatra Neamț și unde vor sta, unde vor servi masa. O să răspund și la asta. În primul rând vreau să vă spun că cele două orășele despre care vorbeam mai devreme, Gunzburg și Billund din Danemarca, de exemplu, la Gunzburg se ajunge de la München sau de la Stuttgart 2 ore cu trenul. E adevărat, acolo sunt trenuri de mare viteză, distanța este mai mare. De acolo mai faci 10 minute cu mașina până ajungi în Legoland. Gândiți-vă că ajungi cu avionul la Iași, la Bacău, de la Iași vii cu mașina, de la Bacău vii cu un tren Legoland, care va fi un tren de poveste. Se vor bate toți să meargă cu acest tren. Acest tren poate acoperi toate, nici nu știu cum să le spun, mizeriile din CFR, adică poate să fie un tren făcut Lego, un tren cu muzică, cu veselie, în care copiii să fie fericiți și să nu simtă că fac 2 ore de la Bacău până la Piatra Neamț. Să-și dorească să facă 4 ore în trenul ăla. Să se distreze în acel tren. Odată ajungi și în Piatra Neamț, au cazări și, desigur, se dezvoltă și zona metropolitană, pentru că vorbim și de o zonă metropolitană aici. Integrăm și zona metropolitană, apropo de cazare și de masă. Sunt foarte mulți investitori. Puțin pietreni știu ce proiecte edilitare sunt și mai ales în zona de Horeca. Se construiesc hoteluri, iacătă, mai sunt încă 3 proiecte de hoteluri în Piatra Neamț. Ba mai mult, sistemul, firma Legoland își construiește propriile hoteluri. În toată lumea, Legoland are propriile hoteluri. Deci e un sistem integrat și o să se întrebe de unde banii. Da, Legoland, prin companiile cu care lucrează, investește și după ce totul este funcțional la cheie, începe să vândă părți sociale către cei interesați, către investitori. Domnul doctor, eu aș vrea, dacă acceptați, să ne întâlnim într-o zi, să discutăm numai despre acest concept, această idee, acest proiect, rețeaua de încredere. De ce? Mie mi se pare un lucru esențial să acordăm atenție acestor probleme sociale. Și vă spun, în timp ce vorbeați, mi-am adus aminte ce mi s-a întâmplat mie ieri. Seara după ce am plecat de aici, am ajuns în unde locuiesc părinții soției, mă rog, și în curtea respectivă, un domn mai în vârstă, pe care îl știu, a venit la mine și a zis așa: nu poți să mergi să-mi cumperi un tensiometru, aparat de luat tensiunea? Ba da, cum să nu?
Și dacă te duci, nu-mi iei și 10 banane, te rog frumos. Era... Vedeți, asta este soluția, deci, cu asta am venit. Lucruri din acestea... Gândiți-vă că se dezvoltă telemedicina. Noi vorbim de teleșcoală, dar vom avea telemedicina care se dezvoltă, de exemplu, în orașele mari universitare funcționează telemedicina. Acel tensiometru poate fi conectat pe o aplicație la telefon și îi se face EKG-ul sau îi se face măsurarea tensiunii sau a glicemiei. Automat, datele sunt interpretate printr-un call center care se duce direct la... Sunt lucruri care funcționează, domnul Bălănescu, trebuie doar să ajungem și noi să facem eforturi să fim civilizați. Nu să ne plângem toată ziua că nu putem aia, că nu se poate aia, că aia e prea complicată, nu e nimic complicat. Vă aștept în emisiune pe rețeaua de încredere să discutăm și să luăm și legătura cu oameni care teoretic ar trebui să se ocupe de așa ceva. Să se ocupe și oameni care vor fi beneficiari acestui. Și beneficiari. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Vă doresc multă baftă în explicarea tuturor acestor proiecte pe care le aveți. În Mesagerul de astăzi, cine este interesat, noi vom face și o acțiune de promovare, așa cum v-am făcut și acum 4 ani cu ziarul, vom face o acțiune de promovare și veți putea găsi proiectul Liviu Harbuz pentru municipiul Piatra Neamț explicat aproape în amănunt. Vă doresc cele bune, peste câteva minute vom intra cu următorul invitat și vom discuta despre problemele sociale dintr-o zonă a județului și despre modul în care se încearcă rezolvarea lor. Cele bune!